Investiție în speranța de viață. O secție a Spitalului Județean de Urgență Deva are acum aparatură la nivelul centrelor universitare. Este vorba de cardiologie, unde s-a amenajat un compartiment ultramodern de tratare a bolnavului critic. Secția are acum și un angiograf de ultimă generație, așa că în scurt timp la SJU Deva vor putea fi aplicate și stenturi, operații care se fac acum în clinicile universitare. Ce este angiograful propriu-zis? Aici vor lucra cel puțin 2 medici. Cum? Cel puțin 2 medici lucrează aici direct cu pacientul pe masă. Aici este control radiologic a ceea ce se întâmplă și diagnosticul radiologic, practic, care totul se vede în timp real, pe monitoare. Plus toate celelalte măsurători hemodinamice, deci presiuni din inimă, presiuni din coronare, presiuni. Și aici se pot monta stenturi și se pot... Secția cardiologie are un nou compartiment. Până acum, o asemenea unitate de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici era doar un vis pentru medicii de veni. Cei de la Consiliul Județean au demonstrat că buna intenție și investițiile importante pot transforma totul în realitate. Astăzi inaugurăm Ustacul. Iată că dacă acum câteva timp vorbeam despre Ustac la Deva, nimeni nu credea că să facă. Nimeni nu credea că Deva o să aibă un angiograf. Ba dacă merg mai departe, când le spuneam la cetățenii din Deva că vom aduce un remene la Deva, tot așa, nu s-a crezut. S-a adus remeneul, când am spus că vom aduce și angiograf la Deva, la fel, și medici și alții sceptici. Am fost poate singurul care am crezut în această idee pe care eu personal am și lansat-o. Și iată că astăzi avem posibilitatea să facem această inaugurare deosebită. De acum, secția de cardiologie are un compartiment dedicat bolnavului critic cardiac. Există 10 paturi de terapie intensivă. Vedeta compartimentului este însă un angiograf performant care permite diagnostice precise în cazul bolilor cardio, dar și tratamentul acestora, chiar și montarea de stenturi. Pe monitoare se vede ce se întâmplă în interiorul pacientului, cu coronarografia și toți parametrii de măsurători hemodinamice să văd pe monitoarele astea. Deci tu primul mai trimiți mai departe, la București să facă coronografie. Se face. Da, putea face aici acum. Coronarografia? Da. Sigur, că asta e o zi. Dotările sunt la nivelul cerințelor actuale din normative, cu absolut tot ce trebuie. La toate nivelurile s-au respectat absolut toate specificațiile date de normative. Sunt 10 paturi de terapie intensivă, care fac parte din cele 45 de paturi ale secției cardiologie din Deva și ele vor avea și destinația de a găzdui pacienți care vor fi procedurați în laboratorul de cardiologie intervențională, care este și el dotat în acest moment și care este gata de funcționare. Aparatura este de cea mai înaltă performanță. Practic, în acest moment avem un angiograf care este vârf de gamă mondial și acest lucru ne face bucuroși și în același timp sperăm că în următorii 10-15 ani o să putem atinge, în ceea ce privește asistența pacienților cardiaci, performanțele dintr-o clinică universitară. Amenajările secției și aparatura vor permite în scurt timp tratarea pacienților la Deva, fără să mai fie nevoie de transportul lor în centrele universitare. Conducerea Spitalului Județean Deva spune că unitatea are acum o dotare de invidiat din moment ce sunt prea puține spitale județene din țară care au o asemenea oportunitate de tratament. Toate paturile se concentrează aici, din punct de vedere a funcțiilor vitale. Aici stau asistentele. Da? Dincolo este sistemul de supraveghere a seringilor automate, pentru că este seringile automate, sunt dispozitivele care injectează automat, mai trebuie să pui perfuzie. În câte spitale județene există așa ceva? Să știți că există, dar cum e aparatura de acum, nu prea știu să aibă. În principiu, pentru noi, foarte important e inima cardiologiei. Fără compartimentul acesta nu ne putem desfășura. Ce-i drept că avem și în secție un UTIC, dar nu este dotat cum este dotat Ustacul. E foarte important pentru noi și pentru pacienți. O altă șansă de acum încolo. Sunt mult mai bine sau vor fi mult mai bine monitorizați, vizualizați pacienții și vor fi stabilizați, fiindcă aparatura care o avem acum, mă rog, e de ultimă generație.
Paturile sunt dotate cu saltele speciale antiescare. Cei de la Consiliul Județean spun că ideea amenajării unui asemenea compartiment de terapie intensivă pentru bolnavul critic au apărut la inaugurarea secției de cardiologie. În 2020, când s-a inaugurat secția cardiologie, nimeni nu era optimist în ceea ce spunea Laurențiu Nistor atunci, că aici trebuie să continuăm să punem ceva angiograf, să funcționeze ustacul. El a fost singur optimist, noi am fost pesimiști. Eu am fost cu președintele Bovora și cu doctorul Blaj pesimiști în a se rezolva și acest angiograf. Este foarte bine că s-a făcut acest lucru și încă o dată arată că Consiliul Județean muncește și face tot ce trebuie pentru sănătatea hunedoienilor. Înființarea unui compartiment de cardiologie intervențională și cateterism cardiac a adus și specializarea cadrelor medicale în centre universitare, dar și parteneriate cu mai mulți medici specialiști din țară. Valoarea totală a investiției realizate din bugetul propriu al Consiliului Județean Hunedoara se ridică la aproape 985.000 de lei. La această sumă se adaugă o cofinanțare de 10% în valoare de 5.778.000 de lei, destinată achiziționării angiografului și a altor echipe necesare intervențiilor cardiologice specifice. Investiție mare, dar așa cum am spus-o dintotdeauna, când este vorba de sănătatea populației, județul Hunedoara, nimic nu este mai presus. Totdeauna noi, Consiliul Județean, am considerat că dacă avem cetățeni sănătoși, putem face și treabă multe, putem face treburi bune și de aceea ne zbatem pentru ca sănătatea oamenilor din județul Hunedoara să fie într-adevăr bună. Fondurile pentru recentă investiție au fost alocate în luna mai 2022 prin hotărârea Consiliului Județean Hunedoara, iar Ministerul Sănătății a asigurat diferența de bani pentru echiparea secției cardiologie ASJU Deva.